Incident comic la cel mai mare turneu de șah din lume, 4 jucători vecini de masă s-au copiat unul pe altul timp de 19 mutări. Au rezultat 2 partide identice care au făcut imediat în conjurul internetului. Este vorba de partida dintre rușii Sergei Kariakin, numărul 12 mondial, și Alexei Dreev, locul 82, pe de o parte, și întâlnirea de la masa vecină dintre spaniolul Alexei Shirov, locul 78 mondial, și chinezul Yu Yanggi, al 11-lea jucător al lumii. Așadar, 4 mari maestri foarte bine cotați, jucând în cel mai mare turneu open de șah din lume, Grand Suisse din insula Man. Până la mutarea a 16-a nu se știe cine pe cine a copiat, însă exact aceleași mutări s-au jucat într-o partidă disputată cu 4 ani în urmă de 2 dintre protagoniști. Kariakin și Yanggi. La mutarea 16, Kariakin, dintr-un motiv divulgat ulterior chiar de el, într-o postare pe Twitter, a deviat de la jocul din urmă cu 4 ani, mutând însă greșit. Greșeala sa a fost copiată la cealaltă masă de Shirov, adversarul lui Yu Yanggi. Chinezul a sesizat imediat schimbarea față de partida din urmă cu 4 ani și a dat seama de eroare, dar crezând probabil că e vorba de o capcană întinsă de Kariakin, a greșit la rândul lui continuarea. Această nouă eroare a fost copiată de Dreev, adversarul lui Kariakin. Până la urmă, la mutarea 19-a, arbitrii au hotărât să-i despartă pe cei 4 copiatori, mutându-l pe Shirov și Yanggi în celălalt capăt al sălii. Apoi, fiecare partidă și-a urmat propriul curs, Kariakin câștigând duelul său, în timp ce Yanggi a remizat cu Shirov. O fază haioasă s-a petrecut în runda 8-a, a comentat Kariakin pe Twitter. Am făcut o greșeală mutând G4, pentru că am uitat pregătirea pe care o făcusem în urmă cu 4 ani contra lui Yu Yanggi. Iar Shirov s-a luat după mine, eu m-am luat după Shirov, Dreev s-a luat după Yu și Yu a avut încredere în pregătirea mea. Cam asta a fost. A încheiat Kariakin postarea care a făcut în conjurul internetului alături de poza cu cele 2 partide identice.